Astăzi avem o zi plină de activități. Cu și ca luăm metrou și mergem să bem timp, pentru că mergem la grădina botanică. 40 și cât am dat, două persoane? 44 de dolari. Deja, Doamne! Vai, ce frumos e, uitați-vă în față. Doamne, știu că e un vis. Bună dimineața la cafeluță din New York. Astăzi avem o zi plină de activități. Mergem inclusiv la grădina botanică din Brooklyn. Dar până atunci mergem să mâncăm un sandwich plonger delicios, conform review-urilor de pe internet. Haideți să mâncăm ceva. Haideți să mergem în Soho să-și ia soția o pereche de Nikes. După care mergem la Muzeul Înghețatei sau la o bărgărie. Nu mai știu exact cum era. La Muzeul Înghețatei și după aia bărgărie. Și după aia bărgărie. După care mergem în Brooklyn. După aia mergem într-un loc spectaculos. Și după aia intrăm din bar în bar să băgăm niște cocktailuri fantastice. Sper să ne iasă toate astea. Haideți cu noi. New York-ul este viu ca de obicei. Uitați-vă la el. Cât haos pe străzile New York-eze. Ce zi azi? Vineri? Vineri, da. A început weekendul. Repede. Scrieți-mi în comentarii dacă ați vrea să locuiți aici măcar o lună din viața, că nu toată viața. V-ați băga? Pe banii mei? Ideea asta este New York Public Library. Librăria New Yorkului. Și știam asta fără să mă uit pe Google, m-am uitat doar să-mi confirm. Creier, mult creier, foarte mult. Mă doare capul, îmi pleznește creierul de la ta creier. Se numește că ai mai fost. Și știi, cap și intrată, că prima dată... Da, cu bunești, da. Prima oară cu bunești, ca și a doua oară cu tot cu bunești am fost. Mai gărăm și cu noi. Ia uite cum spală băieții, bă. Nivelul. Asta voi să zici? Nu, mi se pare interesant că acolo în parc erau măsuțele alea, așa ca și cum erai la o cafenea, dar... Era publică, da. Da, publică, puteai să vii tu cafeaua ta de, la, de unde voiai tu, cu prânzul, cu ceva, să mănânci așa, totul foarte organizat, într-un cadru superb. Mișto. Da, de acord. Wow, ce clădire frumoasă! Superb orașul ăsta, bă, băiete! Superb orașul ăsta! Poliția undercover! Dacă vreți să vedeți vlogurile noastre din New York de acum 5 ani, cred, și de acum, da, 5 ani și de acum 2 ani, link în descriere către playlist-urile de atunci, ca să vedeți cât de slab eram. Cum am îngreșat de-a lungul anilor. Dar mi s-au îndreptat și dinții. În ce parte o luăm? Bună întrebare, încolo. La, încolo. Da. Ia uite, ești cadru frumos. Ce-a să cum? Facem stânga aici. Asta este renumita Fifth Avenue. Este... Aici găsiți cele mai șmechere magazine, în special în partea dinspre Central Park. Adică pe măsură ce te apropii de Central Park, de Trump Tower, de Plaza Hotel, acolo e manevra, acolo Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, toate opulențele. Haideți să mâncăm ceva. Tentant să băgăm o pizza, dar vreau neapărat să mănânc sandwich de la... Am văzut că până și Jimmy Fallon i-a făcut o reclamă. Soția l-a descoperit pe acest lanț de sandwicherii. Aseară steam în pat frumos și făceam planul de bătaie pentru astăzi și ea a găsit această locație. 5 din 5 Georgiana, hai să vedem. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Alidoro. Uite-l pe Alidoro. Haideți, doamnă, să vedem cum e la Alidoro. Pe picuța aia. Oh, ce gol e, ce bine! Păi, na, e 12, dar un sfert. Deci l-am mai născut și a făcut singur, că și-a ales de aici. Da, o să vă zic exact ce mi-am făcut. Iar eu mi-am luat. Am luat acest sandwich special, la Perla se numește. Care este pentru o perioadă limitată. E posibil când veniți voi aici, dacă veniți peste câteva luni, să nu mai fie. 39 de lor și 75 de cenți a fost. Două sandwich-uri și cred că și-a luat un suc ceva de genul. Eu mă bag la apă de la
la tap water aici. Frumos cu gheață, ții paharul și bei. Român. Iubesc legea asta la americani, la New Yorkiezi în special, cred că în toată America asta. Apă, tap water din partea casei, oriunde te duci. Și chiar super bună. Arată super frumos restaurantul. Mă rog, cafe barul, ce e, sandvișeria. Arată super bine. Am să ne așezăm aici că e mai... Îmi place masa asta așa mare, o masă de asta avem și o acasă, numai că n-am casă de masă de asta mare. Poate pătarea să în spate. Și noi o masă. Dar nu așa de mare. Dar dai loc să ai o masă de mare. Aia zic, te-a fix asta am zis. Totul s-a pus să ia sandwich-urile. O, deci bipuia chestia aia, îmi pare eu când am filmat-o. Ne-am dat o chestie care bipuie, când e mâncarea gata. Bă, băiete, zice că ai furat ceva, frate, nu că, nu că ține mâncare, ce? Poate să-i bipuie cuiva, băi, să filmezi. Deci, asta e a mea, Perla, unde am stat noi pe vremuri, prima lucru unde am stat noi la Perla. Și ăsta e al tău, your own... Auzi? Bă, băiete, dar și cum s-auzea când e aici, mi era și rușine, nu știu să facă. Haideți să vă arăt sandwich-ul meu. Deci eu mi-am luat un sandwich pe care mi l-am făcut eu așa cum mi-am dorit, cu mortadela. E împachetată nouă, ce-ai făcut? Super, mortadela. Făcut în focaccia, mortadela, parmezan, pastă de măsline și rucola. Și l-am cerut cald. Ce bine că sunt două bucăți ca să poată să guste și soțul. Ia uitați cum arată. Aici înăuntru. Să și gustăm acum, să vedem dacă worth the hype, stai, că prima gură e multă pâine, așa că vreau să gust din bunătate direct. Ce-ai făcut băiatul meu? Mamă, cum e? Te să guști. Fiți atenți cât o să guste Maria, nu mai zis și eu. Mai bun al meu. Mamă, e delicios ce-a avut Georgina, bă. Bă, vă râsă, mă credeți, când am văzut-o, când am auzit ce ingrediente a selectat, era la modul, make it too. După aia l-am văzut pe ăsta. Mamă, dar ce-ar merge un Pepsi? Ia să vedem aici. La fel, tot în aur și valută. Oh, te-am pupat pe fesuleț. Ia uite-l, ce ai făcut, mă? Ia uite, tati. N-am nici cea mai vagă idee. O să filmeză acolo aia, că scrie pe ea ce e. Eu am mers pe încredere. Georgia. Doamne! Leșin, nu? E ca și cum Maica Domnului îl leagănă pe Iisus la tine în ceruguri. Scuzați-mi blasfemia, dar sună, e delicios. Hai să gust, e picant? Un pic, foarte puțin. Nu are pește sau ceva, da? Nu. O să iei din asta pe care nu l-am devastat eu. Nu, nu, camă din asta. Roșii de-alea uscate. E foarte bun. La Perla, mami. Trece prin toate gusturile. Sosul ăsta care e un pic dulceag. Da. După aia vine cum îi spune, roșia uscată care e ușor afumată. După care rămâi cu un aftertaste de picant în gura. Foarte bun. Foarte bun. Foarte super. Bun. Hai, noi. Cheers. Eu mi-am luat o limonată de la San Pellegrino. Sigur, soțul o să atenteze la ea. Hai că ne bucurăm de sandwich-ul ăsta și să vă ieșim, că continuăm călătoria, nu să vă ieșim călătoria, mă scuzați. Doamne, ce mâncare bună, ce sandwich-uri excelente, Georgiana, ești cea mai tare din parcare. Haideți spre Soho să-și ia soția sneaker-șuți, că merită. După dumneavoastră, doamnă, o luăm pe Fifth Avenue, cu curaj și cu tupeu. Dar trebuie să le spui, de ce trebuie să-mi iau sneaker-șuți?
Păi ce, că au bătut-o ăștia, șobolani ăștia de iar, ea, au bătut-o de dar ce au luat-o. Prima zi când am filmat noi vlogul ăla lung, 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 m-au făcut praf din cauza șosetelor care erau foarte scurte, în fine. Știți cum e, se bagă. Nu, nu șobolani îți devină că nu-s comozi. Ăștia sunt super comozi. Da, cum dai eco? Dacă mergi gen 8 ore în continuu, stai în picioare, ți se umple picioarele. Șosetele au devin. Spre exemplu, sunt ok, dar vreți să vă arăt ceva amuzant? Deci eu acum dacă îmi scot Adidas-ul, o să-mi cumpăr șosete, șosetele mele sunt gen, pa. Asta în vârf? Da! Am înțeles. Asta zic. Recomand cu cea mai mare căldură să folosiți Google Maps. Uite, îmi zice să iau frumos autobuzul M1, care vine la 12.31 și la 12.51 suntem la Nike Soho. Cât de tare e aplicația asta, domnule? Foarte tare. Schimbare de planuri, mai întâi merge la Muzeul Înghețățorilor. Înghețate pentru că George n-are ce bine, să nu umple cu cutia, cu punga după aia pe acolo. Foarte bine, Muzeul Înghețate. E fix lângă, adică tot aia e. Asta e, let's go! Haide doamnă, haide doamnă, dați cu revolutul acolo. Asta este Muzeul Înghețate. Costă $68 de persoană accesul. E un loc așa foarte instagramabil, faci poze, reel-uri, chestii plin de adulți, plin de copii. Noi acum am aflat cât costă biletele și din punctul de vedere mi se pare foarte mult să dăm $150 pentru un loc unde facem niște poze și încă niște înghețată. Așa că, de bani ăștia și asoția sneakers și continuăm călătoria. Nu, dacă eram cu Noel, poate merita experiența, că era ceva inedit, dar să intru doar ca să fac un reel. Și să mănânc înghețată, mă vedea că e super frig afară. Georgiana venise cu ideea, dar nu știa cât costă. Am aflat eu acum că am intrat pe site și, by the way, nu puteți lua bilete aici la fața locului, trebuie să vă rezervați înainte de pe site-ul lor. Faza e că pe net, ce mai văzusem eu, scria ceva de 38. 38 pe aici. Da, la jumătate, da, e... da, jumătate ar merita, adică să dai $70 e ok. Dar dacă voi ați spus și v-a plăcut, scrieți-mi în comentarii. Sneakers într-un nou nou sau tenis într-un nou nou. Și ce-ți drăguțe? Am uitat la Skechers puțin pentru sneakers cu... pentru Skechers cu beculețe pentru nou nou. Uite, ăștia nu sunt drăguți, chiar. Chiar drăguță? Mhm. $35, uite, chestia asta chiar merită $35. Ia uite mă, ia uite mă pentru băiatul meu, că n-ar scapa mă. Sunt un pic în dubii la mărime, cred că sunt un pic mari, dar e să nu risc, am făcut o convenție. Da, yes! Yes! Băi, deci client service level 1.543.000. Omul a fost super tare, ce energie! Ne-a întrebat cum zicea română, mulțumesc, thank you! Da, ne-a întrebat unde este Transilvania, dacă îl știm pe Dracula, deci știa niște chestii. Da, și am zis nu personal. Da, o să vină un clip pe canalul meu principal, Mariciu, despre Dracula. Dracula. Așa că stați cu ochii pe canal, dați un subscribe. Vin vloguri bombă pe canalul ăla, credeți-mă. Canalul Mariciu va fi The Shit. Acum intrăm și la oamenii noștri de la Nike. Să vedem dacă și-a soția sneaker și ea. Pe care o să poți să-i port doar după ce se oprește ploaia. Mă scuzați, dar cred că o să toc ceva bani aici. Fiți atenți cât de șmecher este bluza asta. E mai mult geac așa. Wow. Fiți atenți fază. Intră Georgiana aici în Nike și un băiat de aici îmi zice, doamne, ce jachetă superbă ai. Is it Jacquemus? Și zic, nu, doar geanta este Jacquemus. Și am zis că este făcută de un designer român. Este făcut de Ami Amalia, este un brand românesc. Superb. Deci eu când am văzut pe Georgiana dimineața în chestia asta, am zis, doamne, cât de superbă e. Știu, și mie îmi place mult. Da, da, nu, superbă, Ami Amalia for the win. Ia uite, avem și reducere azi. Cam fire ăștia, nu? Și nu Sylvie Fire. Au și pe alb. Oh, e superbă! Cât costă, frate? Care-i scorul? Cât coști? Cât coști? Mamă, sunt superbă! Bă, mă, lași un mic teren de basket aici, în Nike. Problema e, se întâmplă când pică mingea de aici. Să nu mă arătă, vreau să-mi bun? Ia-i! Auzi, dacă ai faza cu 30% discount? Se aplică la tot? Nu cred. Acum avem debate-uri, deci eu după ce am căutat jumătate de miorcate de așa, mi-am dat seama că nu se potrivesc cu hainele pe care le am și că îmi trebuie alt tip de pe care le am și că îmi trebuie alt tip de Adidas și acum vreau să-mi iau niște dunk-uri care se potrivesc. Ăștia sunt divini.
și mi-am găsit ăștia. Care sunt ceva din alt univers, sunt superbi. Sper că am prins pe cameră, când am plătit cât așa mi-a scris în română. Am plătit card de România, evident, și a scris la bărbat, vă mulțumim. Hai că și-a luat băiatul doar bluza sneaker și nu i-am luat. Încerc să fiu temperat. Încerc să-mi înfrânez tendințele și poftele consumeriste. Știți că am venit aici ca să-mi cumpăr eu de încălțat și mi-am dat seama că ce voiam să-mi cumpăr nu se potrivea absolut deloc cu tipul de haine pe care le aveam eu la mine și era o prostie, adică îmi luam o pereche de încălțăminte doar ca să-mi iau, dar nu m-aș fi simțit confortabil. Așa că mergem la Adidas să mă uit la niște Adidas Samba, pentru că stilul ăla de încălțăminte se va potrivi la fix cu ce haine mai am eu. Voi sunteți conștienți că am venit până aici ca să-și ia sneaker și pe care și doarea foarte tare și pe care nu-i mai ia că s-a răzgândit? Ce tare semnul? Dă-ți-mi lei. Cu talpa asta joasă așa, păi ăștia nu s-au cu să mergi cu ei pe jos mult, frate. Că ție îți plac ei, deci câți de aia care își cam fotbal când eram copii. Și ăștia îmi plac. Da. Așa, dacă te aud că te plângi câte două picioarele. Deci, în primul și în primul rând, tot ce am citit despre aceștia Adidas, da, sunt numai păreri pozitive, că sunt super comozi. Acum soția noastră iubită și fashionistă ne duce la La Dore. Ăsta e ăla cu bombonele, cu d-alea, macarunz, d-alea așa, of, doamne. Macarunz. După ce mi-a făcut capul calendar să nu-mi iau Samba, nu mi-am mai luat până la urmă de gura lui, merg la macarunz aici să mănânc niște zahăr ca să-mi treacă supărarea și să nu mai mă mai doare picioarele. Georgiana, unde mai aduci? Vrei să mă omori? Băiatul și-a luat două chestii. Dulce de lece și ăsta era sugar nu știu ce. Sucre, nu știu cum. Și Georgiana și-a luat ce este ea, un milfel. Mega bun, mega bun. Bun? Gustă. Noi în România avem La Dore. Ce glumă bună, pe dacă am avea La Dore, crezi că aș mai fi disperată când ajung pe la un La Dore să cumpăr? Nu, n-avem. Și ca luăm metrou și mergem spre Brooklyn, pentru că mergem la grădina botanică. Și între timp eu m-am schimbat, mi-am luat asta de șmecherie. Asta luăm, terenul numărul 3. Mergem în Brooklyn, baby. Abia așteptam. Grădina botanică din Brooklyn. Acolo este muzeul de artă. Muzeul Brooklyn, dar de artă, tot de artă. Și uite de aici, cred că luăm bilete. Have a ticket? Need a ticket. 40 și cât am dat? Două persoane? $44. Ce trebuie să știți este că cireșii nu sunt înfloriți cu totul. Sunt la început, iar magnoliile tocmai ce au trecut, însă ne-a spus că în grădina japoneză sunt și că sunt și alte flori frumoase. Am zis să venim să vedem și noi grădina botanică din altă țară, în afară de România. Haide, doamnă! Haide, doamnă! A, vin ghiocei, da. Wow, dar ce ghiocei vezi? Păi ca la americani, mașini mari, da, toate... străzi mari, clădiri mari, ghiocei mari. Uite, vezi? Copaci, vezi? Da. Sunt doar îmbobociți. Foarte frumoasă, dar uite, vezi, seamănă puțin grădina botanică de la noi. Da, îngrijită? Super îngrijită. Din tot ce am văzut noi. Adică mi s-a părut că tot era foarte, foarte îngrijit. V-am zis peste tot, flori de sezon, gazon tăiat. Mi s-a părut foarte curat față de data trecută când am fost în 2022, în septembrie, când mi s-a părut foarte murdar. Mi s-a părut foarte curat. Sună că și eu un Nicușor Dan care își face treaba. Ca la noi acasă? Cineva că acum este o expoziție de orhidee sau ceva de genul ăsta în conservatorii și că e foarte frumos. Salut, vine o insectă. Uite cine mă desenează. Da, și chiar desenează frumos, are talent. Vai, ce frumos e, uitați-vă în față. Fashioneală, fashioneală. Wow, da, la tot la fel mari, vezi? Cât alalele. Da. Capitalismul ăsta, domne, imperialismul ăsta. Cât de frumos este tunsă peluza. Și ce bine arată. Și
știu, bă, americanii, mă, știu, mă, ei, mă, cu peluzele, pe ei sunt șefii la peluze. Nu știu ce-i copacul ăsta. Japanese what? Japanese flowering cherry. Adică cerești, da, japonez, da? Oh, superb. Eh, n-am văzut în Japonia, dar am văzut în state, în Brooklyn. Și am văzut cerești și japonezi. Doamne, știu că e un vis. Diana face un exercițiu de imaginație și mi-explică cum va arăta aici când vor înflori acești... Toți copaci ăștia, tot ce vedeți aici sunt doar îmbogociți, imaginați-vă. Acești cerești, uitați-vă la ăla. Deci așa va arăta tot. A fost cam rece și probabil că de asta n-au înflorit încă. Cât de frumos e. Nu pot decât să-mi imaginez cât de frumos va fi peste câteva luni. Peste o lună cel mult. No, ce vine să pun mâna în continuu pe tot, să-i pup așa, știi? Mă, cât de frumos e ăsta. Ce nori. Da. Ce bine miroase. Dacă era nonu aici, ce zicea? Floli, mami. Floli, mami, floli. Fântânică. Georgiana, avem așa ceva acasă? Mai de-aia am plecat, a luat înainte când am auzit curiașul, zic gata. Așa ceva o să am la un moment dat în viață, la mine, la căsuță, eventual la munte undeva. Când avem munte. Sau poate iar în București, cum ar fi? Sau așa ceva? Să-și facă Marianu curiaș. Păi, măi, nu e imposibil. Adică dacă ai o sursă, spre exemplu o fântână arteziană cum avem noi acasă, din care să curgă apă, să faci un sistem să curgă apă mai departe, să faci o construcție din pietre, e posibil, dar nu. Și cum ai să treacă așa pe living? Da, pe sub canapea. Da. Am lăudat suficient această grădină botanică, ați înțeles ideea, e foarte îngrijit tot, foarte, foarte, foarte curat, îngrijit. Vai cum sunt, ce stare magnolii, ce e acolo? Bă, băiatule! Cum ar zice nonu, flori, mami, flori! Place la doamna? Super. Zona de conservatorii. Cu adevărat foarte frumos. Și ce sunt? Cred că sunt lalele cu... A, sunt lalele, mă, da. Lalele din alea, știu cum am avut și eu, mă, da, sunt super. Da, ce că sunt bujori. Sunt înnebunită, nu mai pot, mă adus. Asta e ceva de băut aici. Da. Și mai intrăm în conservatorii să vedem care este combinațion. Da, fix asta vreau să zic, e din aluminiu. E super bun. Rain Pure Artesian Water. N-am pronunțat bine, aia e. Bună, apă de ploaie. 5 din 5, recomand. Hai să vedem. Le conservateur. Am intrat în Maldive direct. Coconut. Cui place coconut? E, cui îi place coconut? Ce întrebare este aceasta? Dar cel mai șmecher băiat. Sunt ca în Bali. Da. Deci că suntem în climatul tropical. Vreau așa ceva acasă. Și eu. Mai intrăm în deșert. Dacă se deschide ușa. Ce șmecher. Da? Mamă, hai să plecăm de aici. Nu-mi place în deșert. Tot mai bine e acasă la noi, în climatul nostru. Temperat. Temperat continental. Da, uite că avem acolo. Warm temperate. Nu știu. Uite, așa, mushroom cake. Ia. Aproximativ ca acasă. Da. Cum e la noi vara. Da. Când mergi în parc. Fix așa, fix așa e. Tare. Chiar frumos. Ia. A, uite zona. Ai... E foarte mai mult zona mediteraneană, vezi? Și aici avem bonsai. Normal. Vai ce bonsai. Ce mușchi frumoși are la bază. O bijuterie. Săracul, dacă ar pica pe mâna mea, o săptămână cel mult ar rezista. Ia să întrebă Georgiana. Georgiana, vezi bonsaiul ăla din stânga mea?
Dacă, de exemplu, el, săracul, ar pica pe mâna mea, cât timp ei da? La cât de sensibil sunt bonsai? Eu cred că în 2 săptămâni îl omori. Eu am zis o săptămână. Faza în felul următor. Eu chiar am avut bonsai, am avut vreo 2 sau 3. Când stăteam la maică mea, și maică mea este, cum să vă zic, șefa la plante. Expertă, adică nu există la ea să se întâmple ceva cu florile. Băi, nu au rezistat. Cât rezistau în medie? Câteva luni, dar începeau să le cadă florile, chiar dacă am citit, chiar dacă le-am tăiat crenguțele și mai departe, nu își reveneau. Cum ar fi să-mi iau eu unul și să reziste? Ai. Dacă e de plastic. Sunt alea din baie, știți că Mariana avea flori în baie? Ești genială, vreau. Doamne, ce bijuterii. Ce bijuterii. Asta e frumusețea naturii, asta e frumusețea vieții, în general. Trăim, înflorim, arătăm frumos, după care ne ofilim. Și devenim îngreșământ. Dar, la un moment dat, am fost frumoși. Și miroseam frumos. Și am ajuns la grădina japoneză, aici am înțeles că este zeama. După cum observați... Acum este zeama pentru că sunt înfloriți, dar... În restul timpului, din luna aprilie, zeama este unde a fost mai devreme, unde erau copacii care erau doar bobociți. Cât de frumos este aici. O bijuterie. Da. Mai venim pe aici. Doamnă, mi s-a avut poftă de un sandwich. Haideți în Brooklyn să mănânc un sandwich. O să ieșim pe lateralul grădinii botanice ca să luăm autobuzul. Să mergem la sandwicheria aia. E ceva foarte interesant acolo. O să vedeți. Și Cătărincă, aș mânca ceva de la o ghiertă asta mobilă. Să suntem în Brooklyn. Așa arată aici. Mi se pare super calm, adică totul e super chill. Îmi dă seama că și el probabil că are locuri unde nu e chill. A? Dar și noi în România, de altfel, peste tot, orice cartier probabil care zonele mai tulburi. Da, oamenii aleargă, oamenii își plimbă câinii. Și este foarte curat. Repet, acum 2 ani când am fost, chiar vorbeam cu Mariana, mi s-a părut extrem de murdar, extrem de murdar, peste tot era mizerie. Superbe blocușoarele astea, cum bine observa soția. Uitați-o la acolo, de dreapta, așa, cu balcoanele alea micuțe. Bine. De liniștit mi se pare că e. Frumoase sunt căsuțele astea. Mă duc cu gândul la căsuța noastră așa puțin. De acolo o terasă mică. Ce mă, e... E bine, cam filme. Am învățat și o chestie nouă în autobuze, dacă vrei să oprească, trebuie să tragi de coarda asta galbenă. Apare sus acolo stop requested. Și te duci după aia frumos în fața acolo și cobori. Tehnologie. Și aici și soarele, este superb. Dar din nou, vedeți cât de goale străzile, sunt foarte puțini oameni. Și e vineri, e ora 5:30. E probabil că de acum încolo iese și lumea de la muncă și o să fie... Mă gândesc, da, că poate încă la muncă, știi? Adică sunt multe mașini pe stradă, sunt mai multe mașini decât oameni. Da. Chiar mă bucur că am făcut plimbarea asta. Că vedem și noi care e pulsul ăla adevărat al localnicilor, că pe aici turiști cam puțin. În Manhattan cred că 50% sunt turiști. Probabil, da. Poate chiar mai mult. Dar interesant e că nu m-am simțit nici o secundă. E și zi, cred că noaptea e pe pod. Probabil, da. Interesant, oricum. E mai cu vibe-ul, frate. Și mă bucur că am făcut asta, jur. Gata, am ajuns unde trebuia să ajungem. În locul ăsta se întâmplă ceva magic. Fiți atenți aici. Intri frumos în magazin, îți alegi ce vrea sufletul tău de pe raft, după care te duci și îți faci sandwich cu acel ceva. Georgiana, trebuie să iei o goriță, te rog din tot sufletul. Tu știi cum al... Deci... Simți tot sandwich-ul într-o singură gură. Am simțit și Kinder Bueno. Am simțit și chipsurile. Șunca. După masă și răsplată mergem să bem ceva într-un bar șmecher.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la The Little Shop, ceea ce din afară pare a fi un supermarket. Însă, dacă intri, după cum observați, aici avem un supermarket, da? Doamne Enescu? Cheers! Și am ieșit în supermarket! Avem voi ceva pentru acasă? Dar uitați ce frumos se vede pe plimbărigi acolo! Fix pe sub el am trecut, în drumul nostru spre următoarea locație pe bază de cocktailuri. O să vină un clip, ce faci doamna Ionescu acolo? O să vină un clip, mă filmați! M-a strânjenit, pot să duc o cameră, dar două nu. O să fac un clip cu ocazia asta, special pentru canalul meu Mariciu TV, link în descriere, cu cele 3 baruri șmechere de tip speakeasy din New York pe care le-am vizitat. Voi ați văzut 2-3 cadre așa, dar nu v-ați prins care e toată combinația. Vă foarte recomand să intrați pe linkul din descriere să vedeți acest clip mirobolant pentru toți pasionații de șperți și de cocktailuri din lume. Și am ajuns în Chinatown. Wow, deci inclusiv Chase Bank are scris numele băncii și în chineză. Atât de Chinatown e locul ăsta. Oh, ce neunie. Băi, frate, New York ăsta are ceva aparte, frate. Cum mă să iei toată populația planetei și să ai câte o bucățică din toți aici? Există și cartier ucrainean, și rusesc, și italian, și chinezesc, și... Ah, haos. În spate acolo se vede Financial District. Wall Street și toate cele astea acolo. Mamă, iubesc orașul ăsta. Aș veni odată pe an aici, așa, 2 săptămâni. Să mă hrănesc cu energia lui. Bun, mergem să mâncăm un burgeraș. Care stăm și un clip aici sau la pachet. După care mergem la ultimul bar. Voi vă dați seama că noi suntem plecați de la ora 11 de la hotel. Este ora 9 și cred că am filmat astăzi foarte multe clipuri pe multiple canale, deci... Bine ați venit la Gotham Burger. Ia uite ce e aici, Gotham Smashed. Double 12, simplu e 9. Momentul adevărului, șeful la burger, ia! Băi, e așa micu și frumos. Bă, dar cum arată ingredientele astea? Spuneam că doamne ce loc și când îmi dau seama că în seara în care am fost la Oti, am trecut pe aici și am zis la Oti, nu sunt nimeni aici. Bine să-mi tai venele, înțelegeți? Știți că eu foarte rar sunt atât de încântată. Link în descriere către clipul pe care l-am făcut de la Oti și link în descriere către clipul de pe aici sau la pachet pe care l-am făcut de aici. Băi, ce mâncare, ce, ce deci poveste, ce... Tot, povestea, burger, oamenii, servirea... Îmi pare eu că eu împart clipurile astea, dar are mai multă logică, credeți-mă. Anumite clipuri trebuie să stea pe canalul de mâncare pentru oamenii care sunt pasionați și vor să vadă chestia asta. Și clipurile pe bază de viața noastră și de călătorii și de grădina botanică și de alea, rămân aici. Are logică. Știu că poate fi de aranjant, dar până la urmă vă costă doar un click. Are mai multă logică în ecosistemul ăsta. Spoiler alert, a fost minunat. Da, ați văzut și voi câteva cadre. Păi, dar cam asta a fost ziua. Cred că a fost destul de plină și cred că v-a plăcut, nu-i așa? Ăsta a fost vlogul, abonați-vă că mai vin vloguri. Mai avem 3 zile full, fără piele, din New York City. V-am pupat pe portofel, stați cu ochii pe canalele noastre și besos! Bye!